Creștinii din România continuă să se unească în rugăciune pentru diverse probleme. Una dintre inițiativele din această toamnă este proiectul Asociației Adunările lui Dumnezeu din România. Timp de 42 de zile, credincioșii au fost chemați să se roage pentru fiecare județ, având în vedere șapte mari domenii. Ne oferă detalii președintele Asociației Ioan Ceuță. Am început să ne rugăm pe 1 septembrie, și în fiecare zi să ne rugăm pentru un județ. Ceea ce fac dimineața pe Facebook, pun un mesaj între 3 și 5 minute, nu mai mult, în care vorbesc despre județ, despre așezare, despre populație, despre etnii, despre orașe și rostesc binecuvântare peste fiecare județ. Ne-am ales noi șapte domenii pentru care să ne rugăm. Cele șapte domenii pentru care ne rugăm și facem șapte rugăciuni în fiecare seară de la ora 9 sunt următoarele. Ne rugăm pentru sănătate, având în vedere COVID-ul și tot ce se întâmplă, ne rugăm ca Dumnezeu să dea sănătate și să dea vindecare. Ne rugăm pentru educație, pentru sistemul de educație și vedeți cu toate măsurile, cu izolarea, cu distanțarea, cu tot ce se întâmplă cu sistemul de educație. Cât de bulverzați sunt și copiii și cadrele didactice. În al treilea rând, ne rugăm pentru sistemul de justiție, care știți că e un sistem corupt. Dumnezeu poate să facă curățenie în sistemul de justiție. Ne rugăm pentru economia județului, ca Dumnezeu să binecuvânteze pământul din județ, Dumnezeu să binecuvânteze cu investitori, să se deschidă fabrici, să se deschidă businessuri și poporul din acel județ, românii, să o ducă bine. Ne rugăm de asemenea pentru administrație și pentru politicieni. Vă rog să vă gândiți, suntem acum în preajma alegerilor, vin alegerile parlamentare. Ne-am rugat pentru nivelul spiritual, ne-am rugat pentru toate denominațiunile, nu ne-am rugat numai pentru noi, pentru și am cerut binecuvântare și peste preoți, peste bisericile, ortodoxă, catolice, indiferent de denominațiune, pentru că dacă aprinde Domnul focul trezirii în biserici, indiferent de denominațiune, Dumnezeu va da binecuvântare, pentru că trezirea poartă cu ea și binecuvântare spirituală, dar și binecuvântare materială. Și de asemenea ne-am rugat pentru mass media, pentru posturile de televiziune, pentru posturile de radio, pentru ziare, pentru redactori, pentru patronii, din mass media. Ne-am rugat pentru sănătatea lor, pentru progres, pentru mesaje curate și am pomenit înaintea Domnului. După 12 octombrie urmează ca această inițiativă să fie extinsă la comunități din diaspora. Alpha Omega.